Bună ziua! Ne aflăm pe sola fermei Semplant și ne-ar face plăcere să aflăm cu cine discutăm astăzi. Bună ziua! Numele meu este Dan Spătaru. Sunt director de vânzări pe Europa de Est și CIS, în ceea ce privește tehnologia, din cadrul companiei Prospera, parte a grupului de firme Valmont. Care sunt soluțiile de tehnologie oferite de sistemele de irigații Valley? Soluțiile de tehnologie oferite de Valley sunt distribuite, să-i spunem, pe trei piloni principali. Avem prima zonă de monitorizare și de control la distanță al pivoților sau al instalațiilor Valley. Al doilea pilon este reprezentată zona de forecast and plan, cum îi spunem noi, prognoză și planificare. Pentru această soluție, Scheduling by Prospera, cum îi spunem și cum este denumită actual, avem nevoie de tehnologie sau, să-i spunem, hardware și software separată, senzor de umiditate la nivelul solului, stație meteo și această aplicație în baza culturii care este cultivată sub pivot ne dă în momentul deciziei de irigat, ne dă nivelul de apă pe care ar trebui aplicat pentru ca capacitatea de câmp să fie într-o zonă optimă, iar cultura să nu intre în stres. Când vorbim de irigații în agricultură, cel mai important lucru este ca cultura să primească cantitatea de apă suficientă. Nici prea multă, nici prea puțină. În cazul în care avem exces de umiditate în zona rădăcinilor, se pot întâmpla niște blocaje la nivel de respirație și de absorbție ale elementelor nutritive. Și când vorbim de zona de, să-i spunem, stres, planta începe să consume, să-i spunem, resurse care în mod normal ar trebui să fie îndreptate către creșterea vegetativă, nu către explorarea solului în vederea scoaterii apei de acolo. Iar ultimul pilon este zona de optimizare și aplicare, care conține partea de aplicație Insights, Plant Insights, cum îi spunem noi, acele camere video de înaltă rezoluție montate pe pivoți, care odată cu trecerea pivotului captează din câmp informații despre cultură, dăunători, boli, buruieni, acoperire, răsărire, lucru care facilitează scoutingul în teren. Spunem noi că această soluție de scouting este cu 60-70% mult mai eficientă decât scoutingul uman, deoarece pe câmpurile mari atenția fermierului este îndreptată doar în zona în care intră în fermă și nu are o imagine de perspectivă a întregii sole. Această, să-i spunem, soluție vine și ne arată exact unde avem aceste probleme. Acum că am aflat mai multe informații despre zona de tehnologii, credeți că ne puteți spune mai mult despre sistemul de monitorizare și control? Sigur, zona de monitorizare și control de la Valley, în mod normal, toate noile instalații vin cu această opțiune, da? Zona de monitorizare și control se reflectă în aplicația 365 by Prospera. Când vine vorba de echipamentele presetate, această aplicație ne poate oferi, cum am zis, controlul și monitorizarea pivotului de la distanță, oprirea, închiderea, verificarea informațiilor legate de pivot, presiune, timp de lucru, apa aplicată, cât și alte instalații ce pot fi adaptate cu soluțiile pe care le avem. Avem în portofoliul nostru o soluție Field Commander, care poate aduce în zona de tehnologie orice pivot cu panouri clasice, să-i spunem, panouri mecanice. Nu e nevoie decât de acest instrument și ulterior de accesul la aplicație. Putem controla, după cum bine v-am spus, și alte tipuri de pivot și de instalații. Iar la nivel de Valley de 365 by Prospera, după cum bine v-am spus, putem crea aceste programe de viteză diferențiată și rată de aplicare diferențiată. Putem seta turnul de capăt să arunce apă doar în anumite zone pe care noi ni le dorim, să nu ajungem să udăm drumurile și alte lucruri. Și totodată avem și o informație la îndemână, o informație pe care o avem disponibilă pe telefon în timp real. Nu trebuie să stăm să mergem către pivot de foarte multe ori pentru a vedea exact ce se întâmplă. Avem sistemul de alerte care poate fi setat. Fermierii vor fi alertați cu privire la anumite acțiuni pe care pivotul le face fără ca ei să fie conștienți. Spre exemplu, avem limita de presiune joasă, pivotul va alerta fermierul prin intermediul aplicației și totodată va și închide pivotul sub presiunea setată ca punct limit, ca punct minim.
Și, cum am zis, zona de monitorizare și control este primul pilon în accesarea tehnologiei Valley. Avem tehnologie care merge până la acele soluții legate de identificarea bolilor, burienilor și dăunătorilor și nu numai. Singurul lucru pe care fermierii trebuie să-l facă este să-și dorească să aibă mai multe informații de la ei din câmp și, cum îmi place mie să zic, informația și tehnologia este bună deoarece ajută fermierul și nu numai, chiar și pe noi în viața de zi cu zi, ne ajută să luăm niște decizii corecte în baza unor informații actuale și precise. Vă mulțumim pentru informațiile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Vă mulțumesc de suport și mă bucur să fiu prezent aici cu voi astăzi, oricând avem posibilitatea de a ne vedea și de a împărtăși din experiențele noastre. Este un moment oportun pentru a crește ca și experiență.